Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a inițiat un proiect de prevenire a victimizării minorilor și promovarea regulilor de siguranță personală, grupul țintă fiind format din copii cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani. O primă serie de activități în cadrul proiectului s-a desfășurat în perioada 16-20 noiembrie 2015 la grădinița cu program prelungit Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Polițiștii au prezentat tuturor grupelor reguli privind siguranța rutieră, fiind organizate și ateliere interactive cu participarea copiilor și a cadrelor didactice. De asemenea, au fost prezentate teme privind siguranța pe internet și prevenirea disparițiilor de minori. O primă serie de activități în cadrul proiectului s-a desfășurat în perioada 16-20 noiembrie 2015 la grădinița cu program prelungit Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Polițiștii au prezentat tuturor grupelor reguli privind siguranța rutieră, fiind organizate și ateliere interactive cu participarea copiilor, dar și a cadrelor didactice. De asemenea, au fost prezentate teme privind siguranța pe internet, dar și prevenirea dispariților de minori. Partenerul nostru, Brian Douglas, președintele Romanian Children Humanitarian Foundation, a realizat și el două ateliere privind promovarea unui stil de viață sănătos, dar și reguli minime privind alimentația și igiena personală. Toți copiii grădiniței, în total peste 160 de copii, au primit, ca și cadre didactice de altfel, cărți și kituri de învățare realizate în parteneriat de IPJ Suceava și Romanian Children Humanitarian Foundation. Activitățile vor continua și în perioada următoare, atât la grădinițele partenere din cadrul proiectului, cât și la alte unități din învățământul preșcolar, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Toți copiii grădiniței, dar și celelalte cadre didactice au primit cărți și kituri de învățare. Activitățile vor continua și în perioada următoare, atât la grădinițele partenere în cadrul proiectului, dar și la celelalte unități de învățământ din ciclul preșcolar. Polițiștii reamintesc tuturor copiilor, dar și părinților câteva reguli și recomandări minime care, respectate, ne pot face tuturor viața mai frumoasă și mai sigură.